Și 11, da? Când parle, am zis că nu merg. Ați văzut de ce nu merg. Și în parle. Și eu voi arăta că nu poate să fie 3-ul și nici 9. Dacă restul e egal cu 3, atunci se întâmplă că restul e 3, atunci au arată de tipul egal cu cât 12 ori câtul orice plus 3. Orice plus 3. Și scot pe 3 în factor comun și egal cu 3 pe lângă 4c plus 1. Și 4c plus 1 nu mai este un număr prim. Că e 3 ori ceva. 3 ori ceva. Se divide la 3. Se divide la 3. Deci, diferit de număr prim. Diferit de număr prim. Da. Dacă restul e egal cu 9, atunci A va fi de tipul 12C plus 9 și ia scot pe 3 în factor comun. Uh-huh. Egal cu 3 pe lângă 4C plus 3 și ia se divide la 3. Deci nu este prim. Numai când resturile sunt 1, 5, 7 și 11, atunci nu mai pot să scot pe nimic în factor și deci e număr prim. Că nu mai am divizori. Deci numerele de forma 4C plus 1, 4C plus 3 sunt prime? Deci numerele de forma 4C, 4C, cât am? Nu, 12. Ah, ce? Deci când a rămas 4C plus 1, 4C plus 3? Asta am înțeles, nu, dar zic, sunt la concluzia că numerele din forma 4C plus 1, 4C plus 3 îl exprime. Dar nu mă interesează, că eu numai despre el, au ăsta, nu-i prim. Că are divizor. Asta am înțeles, dar da. Vedeți că e să exprime, să știți, 4C plus 1, 4C plus 3. Poate nu m-am ocupat acum, dar vreau să mă întorc, acum să mă organizez mintea, pentru a înțelege ghișițiul. Deci am tot răspuns așa. Arătați că un număr prim, orice număr prim, împărțit la 12, de ce la 12? Ca să ne oblige să ne gândim la resturile de la 0 până unde? Resturile de la 0 până la 11. Și am spus așa, dacă resturile ar fi pare, aș scoate pe 2 în factor comun și atunci ăia n-ar mai fi prime. Dacă resturile ar fi care impare și ar fi 3 sau 9, iarăși în 12 am pe 3 și scot în factor comun. Asta da, am înțeles. Ei da? Înțeleagă. Tu, David, să înțelegi. Da? Deci, asta nemai putând să scot în factor comun pe cine când am luat restul de 1, 5, 7 și 11, nemai putând să scot în factor comun, înseamnă că, de fapt, numele cele sunt numele prime. După modelul 12C plus 1, 12C plus 5, 12C plus 7 și 12C plus 11 rămân numere prime. Că nu mai scot în factor, n-am cum să scot. Mai și nu e compusă. Deci, deci nu scot în factor, înseamnă că nu e prim. Că e compus, că e nu poate fi prim. Așa. Hai să vedem, am zis 12C, deci numele sunt de forma asta. Hai că e interesant. Vedeți? Eu nu mă ascult și nu spun decât un singur lucru. În fața unei ghișițiu, la prima citire, facem așa, de etapă, de tamponare, până îl descoperim, până pătrundem acolo, în intimitatea lui. Altfel nu. Așa deodată, dacă învățăm lecția de acasă, o știm, o să o aplicăm. Am și tot. Ce trebuie să o lăsăm? Lasă, că vreau să mai insist un pic pe ea. Deci ce am spus? Da. Bine, domnule, pentru că nu vrei. Deci ce ați spus? Ești și două. Da, s-o sunați pe doamna, pe cam vizionă. Da, da. S-o sunat acum, așa. Așa. Hai că vă dă ideea asta din final și gata, domnule. Da? Așa ne oprim, dar numai să fixăm ieșiți-o. E temă grea? Exercițiile care sunt mai ușoare și apoi ultima exerciție asta mai grea. Da, da, hai să vedem, înțelegem, da. Bine, v-a dat pe weekend, nu? Da. Ca să vezi timp, să vorbim. Alo, le-am zis.
Uite că acum ajunge chestia la tine. O trecare vreo 2-3 minute. Păi, am uitat în alte clar. Puteam să spun mai devreme, făceam de fapt. O facem acum, ce să facem? Păi nu mai fac după aceea. Eu nu mă am după asta. Bine. Bine, pa. Mâine e sărbătoare și trebuie să o spălăm. Am uitat că e sărbătoare. Mâine e sărbătoare, da. Dar nu mai aveți scudare. Mai aveți scudare, i-am spus da. Normal. Uite, hai să punctăm așa. Teorema pățirii curese este asta. A egal cu 12 ori C plus Restul face primul. Restul. Aparține mulțimilor la 0 până la... Dacă se împarte la 12 până la cât poate fi restul. Dacă... Trebuie să demonstrăm că restul numai... e egal... trebuie să arătăm că în momentul în care luăm resturile... Sau să alegem resturile bune. Așa. Când restul e egal par, 2K, atunci au este 2K, adică cele pare, da? Da. Ce înseamnă resturile 2K? Hai să le scriem totuși. 0, 1, 2, 3. Restul aparține mulțimii 0, 2, 4, 6, 8, 10. Atunci au sună de forma 12 C plus una din aceste două variante. Da. Plus 2K, hai să zic, da? Care e egal mai departe, să se înțelege că au iar până la 5 valori. Da. Da. 2 pe lângă? E egal cu 2 pe lângă, 6C plus K. Care se divide la 2. Și atunci ce înseamnă? A nu este prim. A diferit de prim. Deci, faptul să spargă la 2 nu poate să fie prim. Deci restul nu poate să fie... Asta înseamnă că resturile... Nu poate să fie pare. Da? Deci rezultă de aici că el nu aparține mulțimii valorilor 0 până la 10. Nu poate fi impar. Bun. Dacă restul este impar. Dacă el aparține mulțimii valorilor impar. Adică 1, 3. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Atunci analizăm. Analizăm. Când el egal cu 1, el egal cu 1, se întâmplă atunci. Că numărul A e egal cu 1. A va fi egal cu 12 C plus 1. Și 12 C plus 1, nu am cum să mai scot în factor comun aici. Deci nu mai se divide. Da? Deci 12 C plus 1 nu se divide la ce nu se divide. Nu are niciun divizor. Nu are divizor. Dacă nu are divizor, asta nu ne asigură că e prim. Păi nu are prime, nu are divizor. Nu mai are divizor. Nu, am vrut să zic că... Stați, cum am, ce am vrut să zic. Nu au divizor, corect. Deci nu au divizor. Da. Deci eu nu pot să scot nimic în factor de multiplu asta. Corect. Da. Și nu e multiplu de 12 și plus 1. Deci A în forma asta, da? Nu are divizor. Deci A, deci nu există divizor. De înseamnă că de aici îmi dau seama că A ar fi egal prim. A, da? Este o categorie de numere prime. Nu le-am acoperit pe toate. Noi trebuia să arătăm cu orice număr prim. Da. Nu dă decât resturile 1, 5, 7 și 11. Care e împărțit la 12. Care e împărțit la 12. Da. Deci, numele de tipul ăsta 12 C plus 1 îți prime, că nu mai poți. Pentru rest e egal cu 3. Pentru rest e egal cu 3. Poți să scriu la toate. Rezultă un pic. A egal cu 12 C plus 3. Aici poți să-l dau. A egal cu 3 pe lângă 4 C plus 1. 4 C plus 1. Care se divide la 3. La 3. Deci rezultă ca diferit de prim. Adică este compus. Da? Este compus. Rest egal cu 5. Pentru rest? Dar cât mai este drag? Rest egal cu 5. 5. Rezultă, taci, A egal cu 12 C plus 5.
De unde rezultă că A prim. A e prim. 12 C plus 5. Nu poți dau nimic în factor. Nu poți să dau nimic. Nimic în factor. Dacă C-ul ar fi multiplu de 5, aș scoate pe 5 în factor comun, dar tot ar fi... Ia să vedem. Ia care. Să vedem. 12 ori 5, 60. Deci 65, 65. Știți că aici merge și la pare și la impare. Nu, stop. Deci, în clipa asta, când a fost restul 1, am acoperit o anumită categorie de numere primite. Și dacă C-ul nu-i multiplu de 5, nu mai poți scoate factor comun nimic. Și atunci... Ce diferit de mult de 5? Deci, pentru C diferit de 5K, rezultă că A prim. Egal număr prim. Deci, pentru C diferit de multiplu de 5, e clar că nu mai poți să scoți factorul ăla și atunci era pericolul ăsta. Exact. Și în momentul ăsta va acoperi o altă categorie de numere prime. De tipul 12C plus 5, cu condiția ca acestul să nu fie multiplu de 5. Pentru el egal cu 7, atunci au arată de tipul 12 C plus 7. Aici... Din nou, pentru C diferit de 7K, rezultă că au de tipul ăsta da, este prim. A egal număr prim. Este o altă categorie pe care o acoperă acum. Ce egal? R egal cu 9. De unde rezultă că A egal cu 12 C plus 9 poți scoate în factor comun. Pe 3. Și ar veni 3 pe lângă 4C plus 3. De unde acesta arată că se divide? Se divide la 3, deci A nu este prim. A diferit de prim. Acum R egal cu 11. De unde rezultă că A egal cu 12C plus 11 cu condiția că M C e diferit de 11K. Da. Și de rezultă A. Că A este prim. Deci, în clipa asta, am arătat că atunci când resturile sunt 1, 5, 7, 7 și 11, pentru 5, 7 și 11, 5, 7 și 11, cu condiția, cu condiția atașată, numele acestea sunt de prim. Sunt tipuri de numere prime. Da? Deci asta a fost. Destul de tare e problema. Nu e la îndemână. Dar ce să spun? Așa cum am discutat și cu Miruna aseară, la exerciții de acestea, ne ducem spre el și începem, cum să zic, ne apropiem spre el ușor, cu emoții, cu... Și cu încredere, că trebuie să faci, trebuie să nu muști de undeva. Trebuie să pătrunzi, să te strecori spre el. Problema apare uneori ca un alici. Știți vulpea când prinde aliciul, când se așa, alici s-a întors și stă ghemuit. Vulpea are răbdare. Are răbdare pentru că ea știe un lucru. Odată și odată el trebuie să se desfacă. Gândit că nu mai este pe acolo vulpea. Și atunci, pac, mă dă de-a dura, nu știu ce, nu știu cum. Și noi facem ceva. Altfel nu te poți apropia de el. Țepii nu te lasă. Așa e problema de matematică. Da? Deci noi... Nu înseamnă că ești profesor de matematică, și asta eu o spun cu foarte multă convingere, ești profesor de matematică, îți faci orice problemă. Nu. Doar că spui, am curaj mai mult decât cel care, mă rog, o face foarte rar. Da? Am curaj mai mult și mă apropii de problemă. Foarte puțini profesori sunt cei care își permit ca să deschidă camera și te lași la prima citire și să faci problema. Este un risc major. Mai toți profesorii își pregătesc lecția de acasă, cu exercițiile făcute, rezolvate, Însă eu fac acest lucru și cu gândul că, de fapt, vă transmit vouă un mesaj și tuturor, expunându-mă așa, liber, cu gândul că așa trebuie să faci și tu. Trebuie să îndrăzniți să faci și tu ca elev.
cum fac eu aici. Deci trebuie să, să încerci acolo, să te apropii, să încerci. Vorbeam aseară cu Miruna, i-a spus, dar inegalitatea aceea nu știam, apar n-aveam. Eu dat-o, am analizat-o, am demonstrat-o, am, demonstrat-o, am înțeles-o și am zis, facem aplicații pe baza ei. Și vedeți ce urmează aplicațiile. Da. Deci așa trebuie să învățați și voi. De la mine, cum procedez eu și cum îndrăznesc să fac asta, o faceți și voi de fiecare dată. Da? Deci, și să zicem, coeficientul uneori e mai bun la mine. Nu. Sunt situații când datoria spus-o la olimpiadă, niciodată profesor nu se așează în locul elevului la mine, la olimpiadă. Niciodată. Păi, una din inegalitățile de aseară, el n-a rezolvat-o astăzi la tablă, și după ce a terminat-o, v-am zis că a luat 10 da? În catalog, domnul profesor i-a zis, ai făcut un, o inegalitate de olimpiadă internațională. Păi da. Păi vezi că ce coala a treia, nu știu ce... Deci de olimpiadă internațională. Da. Deci așa se dădea la olimpiada internațională. Colega dumneavoastră tocmai ce-a făcut o inegalitate, deci în exercițiul de olimpiadă internațională. I-a pus 10. Da. Pentru că ea a avut bucuria, aici cu domnul profesor, el a înțeles, a lucrat, a fost singura din clasă. Am fost, amândoi nu mai eram profesor și elev. Da, erau ca doi prieteni, ce vezi cum discutau, ce frumos vorbeau, da, ce... Da, da, da. Ești atent să vezi cum greșești, să vezi cum greșești tu, să vezi ce faci mai aici. Că tu pe domnul profesor și pe Miruna că au găsit rezolvarea. Da, 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 da. E, și e filmat. Totul e filmat. Adică nu este o poveste, ci este o chestie adevărată. Da, e olimpiadă internațională. Vezi, mi-a zis, mama, m-am simțit. Ba da, e domnul profesor, da? I-a zis asta, da. Mi-a da. Zis, mama, m-am simțit așa. Dar adică exercițiul era greu, inegalitatea era grea. Da, da, da. Da? Da? Dar uite că am îndrăznit acolo și noi am spus, dar când să abandonezi unul, celălalt să le-a, mai încercăm un pic. Hai să vedem încă o dată. Da. Deci așa am avut dialogul. Asta vreau să vă spun, să vă pot ridica și pe voi la nivelul acela de a conocra cu încredere că poți face. Uiți aici că suntem ești la ora de bani. Hai că eu să nu-i spun de vasă de astea. Da, exact. La revedere. La revedere, dragi. Sinteză. N-am făcut nimic sinteză, dar aici... Da, nici toate. Aici numere prime, numere compuse. Hai să vedem, să zic măcar așa câte prime. Numere prime, numere compuse. Numere prime. Numere compuse. Cam așa, că au fost două exerciții, cum să vezi. Ai două probleme. Da. La revedere, nu uitați că dați și share și să vă abonați la profilul online.